Compania la care statul deține 53% din acțiune a fost înființată în 1955. A început cu un singur medicament pentru piața internă. Acum însă, în 70 de state, printre care Statele Unite ale Americii, Rusia și țări din lumea arabă, ajung medicamentele românești. La Iași se fabrică medicamente pentru tratarea diferitelor afecțiuni, de la cele infecțioase, cardiovasculare și dermatologice, până la cele oncologice, digestive și ale sistemului nervos. Iar în prima jumătate a anului, vânzările externe au crescut cu 25% față de aceeași perioadă din 2016. Ne așteptăm ca piața Statelor Unite să devină principala piață de desfacere pentru companii antibiotice. Produsele curente sunt apreciate și de multe ori am primit mesaje că sprijinăm sistemele de sănătate din diferite țări de pe pământ. Compania a devenit și standard mondial de referință pentru substanța activă nistatină. Cu alte cuvinte, substanța antifungică folosită pentru diverse medicamente este superioară celor din piața internațională și toate țările trebuie să respecte etalonul de la Iași. Am investit mult în oameni. Oamenii sunt determinanți. Ei sunt foarte importanți pentru a defini, să spunem, prezentul, dar și perspectiva unei companii. Faptul că farmacopeia americană, sigur, a stabilit că produsul din România, nistatină, este etalon pentru calitate, pentru analiza calității, este determinant pentru noi, pentru că în perioada următoare să depunem eforturi și să consolidăm afacerile în Statele Unite. În 2009, profitul din vânzările pe piața externă era de 40 de milioane de lei, iar la finele anului trecut a ajuns la 104 milioane de lei. De ce merg mai bine vânzările în străinătate și nu la noi? Taxele, spune directorul. În România este o politică mai puțin judicioasă în ceea ce înseamnă stabilirea prețului la produsele medicamentoase. Ne dorim ca stat să avem cele mai mici prețuri din Europa. Din păcate, Claubecul este o taxă care se plătește la un nivel important în România și din acest motiv, practic, să putem spune că companiile care produc în România suferă. 1500 de oameni lucrează la fabrica de medicamente din Iași. Recent, 5 produse noi, printre care și creme protectoare pentru copii, au ajuns în farmaciile românești.